Astăzi este sărbătorit un artist tare drag sufletului nostru, care a reușit să rămână om de-a lungul carierei, are tot respectul nostru, toată admirația și toată dragostea. La mulți ani, maestre Ion Surucean! La mulți ani, să fiți sănătos! Mulțumesc și vouă toate bune, mulțumesc! Hai ce ne bucurăm să auzim timbrul ăsta inconfundat! Cum începe ziua dumneavoastră de regulă atunci când sunteți sărbătoriți? Aveți, nu știu, poate vreo... Eu, pe parcursul de multor ani deja, trăiesc un sentiment nemai spus de fericit, de bucură, chiar din copilărie. Când mă trezesc, razele solare mă trezesc. Dormitorul unde, din casa părintească și chiar și dormitorul aici, în casa unde locuiesc, geamul spre răsărit. Cea mai mare bucurie atunci când sunt trezit de razele solare. Aha. Nu cineva deșteptător sau cineva hai, mă scoală. Nu, razele solare, uite, ajung la geamul solar și eu mă trezesc. Uite, ce mai mare fericire asta. Sper că nu v-am stricat zenul, că azi v-am sunat noi și razele. Bine, la soarele răsărit mai devreme. La soarele răsărit mai devreme. Mult mai înainte mă trezesc. Eu, în primul rând, să știți că am o misiune foarte și foarte drăguță deja de mulți ani, dacă să zic așa, Cristi în clasa 12, Ionela într-a 8-a, am o misiune important, la care mă atern foarte și foarte serios cu multă dragoste. În fiecare dimineață îi duce bunievul la școală. Ce frumos! Asta e cea mai mare fericire până la urmă. Cea mai mare fericire când mă duc dimineața și văd cu zâmbete. Și ce faceți în mașină pe drum? Le cântați? Maestre, ce faceți pe drum în mașină? Chiar sunt curios. Le cântați sau ascultați radio? Sau care sunt tradițiile, ca să zic așa? Nu, discutăm. Bineînțeles că ești curios. Am mai întrebat. Bunel, dar cum acolo? Dar cum ai lucrat cu compozitorul și ei, sau cu aceala, cu aceala, cu toietă, adică aici, ești cointeresat. Aveți ce povesti? Când îngrind și muzica mea, nu crede, că numai... Aveți ce povesti, sunteți ca o enciclopedie pentru nepoții dumneavoastră, pentru că știți atâtea, da, oameni și asta e tare prețios. Dar sărbătoriți astăzi cumva sau tot în familie? În familie, drag, în familie. Eu știu... Avem câțiva prieteni foarte apropiați care probabil ar putea să intre cu o floare. Eu le permit cu o floare, nu cu două, cu o floare. Să vin cu o floare, dar în primul plan, bineînțeles, că e fișorul Andrei cu Natalia, cu soția și, bineînțeles, că a orașului lui Bunel. Eu așa le spun lui a orașului. Eu îi prețuiesc la numai la aur, la cel mai frumos, cel mai să zic scump metal. Ei, pentru mine ne pot fi ceva aparte. Dar, și vă dăm dreptate, să știți. Care bun el. Noi cei care bun el, suntem convins. Noi vă îmbrățișăm și vă dorim o zi frumoasă, cu mult soare în viața dumneavoastră, multă, multă sănătate, maestre. Să știți că, cum ziceam și la început, aveți un loc aparte în sufletul nostru și vă așteptăm de fiecare dată la prima oră cu cel mai mare drag, să știți, cu cea mai mare admirație. Mulțumesc foarte frumos și vouă, succes și pasă în toate, stima și respectul față de fiecare în parte și față de asta... traimă dumneavoastră care mă atâng foarte serios și cu multă dragoste. Multă, multă sănătate! De data aceasta v-am lăsat să petreceți în sânul familiei. Data viitoare, cu prima ocazie, vă invităm la noi în platou. Așa e. Bun! Sănătate, sănătate și la mulți ani! Puteți urați maestrului la mulți ani pe pagina lui de Facebook, pe rețele de socializare, pe pagina noastră de Facebook, pe pagina noastră de Instagram și la mulți ani tuturor celor care s-au născut în această dată.